Pentru a reduce dependența de Rusia, România redeschide termocentralele pe cărbune și face angajări de sute de oameni. Comisarul european, șeful programului european Green Deal, a spus că Statele Unite ar putea să ardă cărbune ca alternativă la gazul rusesc. În această situație complicată, toată Europa se uită la surse alternative pentru a produce energie și România avea deja aceste resurse. În perioada următoare, autoritățile competente vor trebui să importe cărbune. E foarte bine. E foarte bine în binele căldurii, energiei și crearea locurilor de muncă. E super. Dacă este și au inițiativa de așa ceva, e foarte bine, e perfect. Reamintim că România a închis multe dintre mijloacele de producție a energiei pe cărbune din cauza Green Deal, o politică a Uniunii Europene care urmărește să impună numai energie regenerabilă, zisă și verde. Foarte bună. Normal, să nu mai depindem de gazul rușilor sau nu știu de cine. Normal, numai a fost și înainte. Noi avem cărbune prin cât ne trebuie nouă. Pe 5 martie, șeful politicii de mediu Green Deal, Frans Timmermans, a anunțat revenirea la energia clasică în contextul războiului din Ucraina. Nu știu dacă ar mai dezafectate, dacă s-ar mai putea repara și da drumul la fluxul respectiv de cărbune. Credeți că ar fi bine ca România să fie independentă din punct de vedere energetic? Păi da, eu știu. Atunci ce sursă am putea avea dacă e dependentă? De unde avem? Că noi avem mai mult import, gaz și țiței și astea. Deci pentru a exista, pentru a putea trăi. Ar fi bine să se redeschidă termocentralele, centralele care erau odată. Ar fi foarte bine, nu bine, foarte bine. Vor fi pornite numai centralele pe cărbune care au instalații cu ardere autorizată. Vorbim de Turceni, de Rovinar, de Craiova, de acele grupuri de producție unde capacitatea nu a fost exploatată sau nu este astăzi exploatată la maxim din cauza lipsei de materie primă, de cărbune care nu s-a mai exploatat în acel regim în care s-a preconizat acum 5 ani sau 10 ani. Acolo companiile de specialitate vor crește capacitățile de producție, astfel încât să ne apropiem de capacitatea maximă a acestor instalații de ardere autorizată, a precizat ministrul mediului.